Este un moment special și este un vis împlinit. Dar este doar un început de drum. Odată visul transformat în realitate, el trebuie să fie premiza pentru ceea ce urmează, pentru dezvoltarea acestui sport minunat în țara noastră. Fotbalul pentru noi, în primul rând, este o modalitate de a ne îndeplini plăcerea tuturor băieților care iubesc acest sport. În al doilea rând, este o modalitate de a socializa atât între noi, cât și cu cei cu dificultatea noastră. Și în al treilea rând, este viață. Mișcarea este viață. Parte din noi ne cunoaștem încă din timpurile școlii. Suntem aproximativ cam aceeași generație, anii 79-84, aici. Iubind acest sport, aflând de posibilitatea de a face fotbal la acest nivel, ne-am unit cu toții și am încercat să dăm naștere la această echipă care în primul rând are în centru ei axul prieteniei. Mingea, așa cum ați văzut-o, este de dimensiune normală, doar că acele dispozitive audio, acei clopoței, ne ajută pe noi să o controlăm, să știm unde este și acea comandă voi din teren ne ajută să ne apărăm și să apărăm și pe cei cu care jucăm în sensul de a nu ne accidenta. Sigur, sunt semne specifice ca în orice sport, sunt comenzi specifice, așa cum ați observat, ochii noștri din teren sunt portarul, ghidul și antrenorul, în funcție de cum ne dirigează ei acolo. Noi acolo jucăm și spre acolo ne îndreptăm. Ce simțim? Simțim în primul rând plăcerea de a face lucru dorit, de a face lucru care te satisface din punct de vedere sportiv și o mare mândrie, mai ales atunci când îmbrăcăm tricourile echipei naționale. Să reprezinți România este un lucru foarte frumos. Având în vedere că sunt șeful departamentului sport al Asociației Nevăstorilor din România, am practic contact cu toate sporturile care se practică de nevăstori în Europa și prin relație de prietenie cu șefii de la IPSA, de la Comisia de Fotbal, am zis de ce să nu încercăm fotbalul și în România, mai ales că în Europa se joacă de 15-20 de ani. Terenul e împărțit practic în trei zone, una de mijloc în care e treaba antrenorului să-i coordoneze pe jucători, una spre portar care e portarul, îi coordonează pe fundaș și ghidul echipei noastre care stă în spatele porții adverse, care coordonează atacanții. Antrenamentele, practic, sunt antrenamente ca la orice sport. Medie, un antrenament de două ore sau două ore cu condiție fizică la începutul antrenamentelor, controlul mingii, plus relații de joc între jucătorii echipei. Și sigur, portarii care întotdeauna trebuie să fie în mare formă, cred că bine știți, portarii sunt văzători. Dreapta! În momentul de față, România participă în turneele de calificare. De obicei, primele două merg lângă celelalte 8 care sunt automat calificate. Exemplu cel mai concluent a fost anul trecut, unde am jucat la Bacău turneul de calificare. România a jucat finala cu Georgia, ambele noi am câștigat, dar ambele am mers în Germania la campionatul european. Și obiectivul următor este să ne menținem în următorii ani campionatul european, în primele 8 din Europa, și găsim copii noi la cele 7 școli de nevăzători pe care le avem, promovând tineret. Sper să ajungem cândva să jucăm inclusiv la mondiale și la paralimpiadă. E primul teren oficial care l-avem, deci până acum noi ne-am pregătit fără mantinele, ceea ce e foarte greu. În momentul când joci cu mantinele, dacă tu nu ești adaptat cu mantinele, și totdeauna au fost treburi improvizate, care evident de a pune 10 mese una lângă alta, de a face o mantinelă. Dar până la urmă ne-a ieșit. Cum vedeți, suntem o familie, deci la noi nu există certuri, chiar dacă mai strig eu în timpul meciului la ei, dar sunt cel mai bun prieten al lor.